Păi da, dar asta nu mă avantajează pe mine. Dacă eu îmi depreciez moneda, înseamnă că toți cei care au economisit sunt devalorizați. Da. Și sunt obligați să mai facă un ciclu economic. Un ciclu de producție, adică de consum de resursă naturală, combinat cu muncă. Corect. Care este tot o... Nu e economisire. Economisire nu. E când eu am timpul la dispoziția mea, nu când am la dispoziția altcuiva. Da, așa este. Deci această economie bazată pe consum este eronată conceptual. La nivel mondial vorbim aici, nu numai în România. Este eronată. Nu servește decât exploatatorului, pentru că economia în sine este știința administrării resurselor într-un mod rațional, economisind. Adică să produci cât mai mult cu cât mai puține resurse. Care sunt resursele? Cât mai puțin petrol, resurse naturale și resurse de muncă. Obiectivul activității economice este economisirea, nu consumul. Noi trebuie să trecem de la o economie bazată pe consum la o economie bazată pe economisire. Pentru că așa vom consuma mai puțin, mai puțin resursă naturală, da, și mai puțină muncă. Obiectivul vieții nu e munca. Munca e doar un mijloc. Munca înseamnă să prestez ceva ce sunt nevoit să fac ca eu să-mi asigur bunurile și serviciile, corect? Da. Vreau să vă întreb altceva. În timpul unei crize, consumatorul... Obiectivul e timpul liber. Cât mai mult timp liber la dispoziția omului să facă ce vrea el cu el. Da. Dar în momentul în care tu produci, legi banul de consum practic, doar asupritorul politic are interes, și chiar și economic, are interes ca tu să muncești cât mai mult și să produci cât mai mult. Dar asta duce la risip. Da. Și chiar dacă aș merge pe cum să-i spun, narativul oficial apropo de climate change, dacă aș merge pe el, în opinia mea e o tâmpenie, e un pretext. Dar hai să o luăm pe linia lor, că, cum că acest comportament uman determină schimbările climatice, păi atunci ar fi foarte simplu. Trebuie să le spui, nu mai faceți expansiune monetară. M-ați înțeles? Da. Nu e în mâna mea banul. Corect. Nu eu fac expansiunea monetară. Deci să nu mai facă expansiune monetară fără acoperire, și atunci implicit consumul va scădea. Bineînțeles. Da. Și iată cum am rezolvat problema climatică. Da. Da. Pentru că acum se face risipă. Risipă de muncă și risipă de resurse naturale. Da. Spuneți-mi, în timpul unei crize, consumatorii pot fi mai puțin dispuși să cheltuiască bani, ceea ce duce la o scădere a cererii pentru produse și servicii. Așa, și care e problema? Spuneți-mi dumneavoastră care e problema. Păi nu e nicio problemă. Ni se induce ca asupritorul să țină permanent oamenii ocupați, să creăm locuri de muncă, să creăm locuri de muncă. Crearea de loc de muncă nu e un obiectiv în sine. El devine un obiectiv în sine în momentul în care leg banul de muncă. Dar iată că noi nu trebuie să legăm banul de muncă. Și asta e o discuție. Poate noi trebuie să lansăm aceste teme, chiar dacă societatea nu e pregătită să le înghită. Cum adică, domnule? M-ați înțeles? Ești nebun. Dar așa au fost nebuni și Galileo Galilei au fost considerați nebuni. Și Galileo Galilei și Copernic a fost considerat și Giordano Bruno a fost considerat nebun. Foarte mulți oameni, în momentul în care vin cu niște abordări din unghiuri complet diferite, sunt considerați nebuni. Dar România crezi că este pregătită pentru astfel de schimbare? Bineînțeles, dar e obligatoriu. Gândiți-vă cum o să fie lumea într-o societate în care absolut tot ce avem nevoie noi, tot ce avem noi nevoie, va fi produsă de roboți. Cum se va... E posibil, da? Deci absolut toate necesitățile noastre... Am mai avut o discuție cu cineva, da. Și spuneam, noi gândim împreună la nivel de oameni care trăim într-o urbe foarte ok, da, cum e Bucureștiul, pentru că este o capitală europeană, da, dar dacă mergi în orice sat de la țară, sau oamenii aceia nici măcar nu poate să, nici nu știu ce e un robot. Da, dar hai să zicem, da, într-un exercițiu de imaginație, pentru că noi zicem, păi și ce facem, domnule, că își pierd oamenii locurile de muncă? Prin absurd, într-o, da, societate în care toate necesitățile sunt realizate de roboți, păi asta e o societate ideală. E adevărat, absolut, dar omul oamenii, se pune problema, de unde o să am bani să mă duc să-mi iau? Păi da, pentru că leagă banul de muncă. M-ați înțeles? Da.
Deci într-o societate în care tot ce avem nevoie e produs de roboți, înseamnă că tot timpul oamenilor e la dispoziția lor să facă ce vor ei. Și ce ar putea să facă oamenii atunci? Cum se vor aloca resursele? Da. Cum prioritizarea la acces la diverse resurse, cum se va face? Spre exemplu, cu toții vrem să mergem la mare în iulie. Da. Dar nu, putem, fi, nu putem, că nu putem. Da? Da. Și atunci, în funcție de ce se va prioritiza accesul la chestiunile astea? Pentru tot, că va exista o ierarhie, tot va exista. Păi da, dar ierarhia asta e bazată pe capital. Ce e capitalul? Resurse economisită. Adică, cine s-a privat de la a consuma acum, da, va avea resursa necesară să fie primul la consum în viitor pentru altceva. Spre exemplu, pentru a merge la mare. Deci, banul trebuie să existe, dar banul trebuie să reprezinte efectiv economia, resursa economisită, și banul este doar capital, ăsta este banul, resursa economisită, uh-huh, și cine a renunțat la consum anterior va avea parte de consum în viitor. Da. E logic. Știu. Dar credeți că se poate implementa? Vorbesc strict de România. Bineînțeles. Și o să o leg și de, pentru România de aur, pentru că dumneavoastră aveți aceste... Am societatea, citit, societatea. Da. Cum putem să educăm societatea asta? Sunt mentalități. Omul este învățat să strângă, să aibă banul, să aibă cât mai mult. Bun, dar trebuie să... deci, în momentul în care noi avem la dispoziție, dacă nu legi banul doar de muncă, banul este... tot ceea ce economisești. De exemplu, ai 1440 de minute într-o zi, da, și tu ai strâns 3 kg de, da? Deci dacă tu nu folosești resursele altcuiva, atunci acel ban, reprezentarea minutelor, că iar ajung la timpul cartea. Da, ajunge la timpul, că să le legăm așa pe teoria dumneavoastră. Da, pe, m-ați înțeles? 1440, eu nu am consumat resursele altcuiva, prin urmare eu doar acel contor. Da. Va marca, da, cât timp eu nu am consumat resursele altcuiva. Pentru că în momentul în care eu vreau să iau de la dumneavoastră căprioara care, da, ați vânat-o, eu trebuie să vă plătesc cu ceva. Da. Cu ce? Cu timpul meu. Cu reprezentarea monetară a timpului. La timpul, m-ați, da, înțeles? Da, deci, în momentul în care, prin absurd, noi am transforma timpul, reprezentarea monetară a timpului, în singurul ban existent pe pământ, păi atunci economia va fi realmente un schimb de utilități reciproce. Pornind de când e copilul mic, da, pentru că factorul de producție nu e munca, factorul de producție este timpul. Noi, ca să facem acum emisiunea, dumneavoastră, ca să faceți, da, acum, corect, și să zicem că ați fi plătit pentru 8 ore ca să faceți emisiunea, să ne imaginăm, da, o astfel de situație, dumneavoastră nu prestați doar cele 8 ore. Ca să ajungem să facem emisiunea asta, dumneavoastră ați crescut, părinții dumneavoastră v-au alocat resurse, v-au hrănit, v-au îmbrăcat, dumneavoastră v-ați educat, ați alocat și timp ca să vă educați. Deci dumneavoastră, ca să prestați în astea 8 ore, nu sunt doar 8 ore. Adevărat. E tot timpul anterior. Din spatele meu până la aceste 8 exact. Ore. Exact. Da? Asta am înțeles. Exact. Și atunci am înțeles așa, implementarea acestor, da, idei ale dumneavoastră, da? Da. Credeți că ar duce la... echitate. La echitate, la lipsa ciclurilor economice și a crizelor economice. Aici vreau să spun, n-ar mai exista crize, nu. N-ar mai exista războaie? Nu, n-ar mai exista, pentru că războaiele ar trebui finanțate. Cine ar aloca, dacă toată masa monetară ar fi cea produsă de noi prin, da, acest timp, da, economic, da? Cine ar care aloca se schimbă între noi, cine ar aloca resurse ca să finanțeze războaie? Ar exista conflicte între oameni, au existat dintotdeauna. Noi vorbim de actuala forma conflictelor în care se alocă atâtea și atâtea resurse ca să se construiască rachete și nave și... Deci vorbesc de distrugerii în masă, nu că noi mergem, da, cu băta să nu ne... Se, nu se numește totuși evoluție, pentru că... Este involuție. Războiul este involuție. Nu, războiul, da, dar, da, crearea acestor rachete, tehnologiile, mie mi se par totuși niște... Ca să distrugă capital? Deci ce face războiul? Distruge capital. Deci niște oameni au construit niște apartamente. Ei au folosit resurse naturale. Da, și vine așa și le bubuie. Resurse naturale și timpul lor. Da, corect. De asta și au construit niște bloc. Da. Și eu vin cu o chestie destructivă și le-am terminat. Ce fac? Trebuie să consum noi resurse naturale,
Alt timp. Și alt timp. Da. Păi suntem bolnavi, și suntem eventual nebuni. Timpul altor persoane, pentru că este posibil ca persoane care au locuit acolo să se fi decedat. Păi bineînțeles, timpul altor persoane, da. M-ați înțeles? Care ar fi putut fi alocat în alte părți. Noi, da. Noi ne numim societate evoluată pe o astfel de paradigmă? Nu, noi care acum avem toată cunoașterea lumii la un click distanță, noi ne putem socoti? Din punctul ăsta, din punctul nostru de vedere, este un lucru rău sau un lucru bun că avem totul la un click distanță? Păi e un lucru bun, e un progres care a crescut productivitatea. Bun, rău, e foarte bine. Lumea a evoluat și de fapt pentru că a evoluat, nu știu, ea a devenit mult mai productivă. Balanța nocivului față de benefic dar nu de... Păi pentru că alocăm, pentru că crearea banului din nimic creează premisele alocării unor pseudo-resurse, că nu sunt resurse, e pseudo-ban. Da. Pentru că banul am hotărât că nu poate fi altceva decât resurse economisite. Da, așa este. Și resursa este cuantificabilă în timp. Asta am economisit. Da. Da? Acum vă întreb. Deci acum e un pseudoban care creează o pseudovaloare. Pentru că prin acest surplus creăm tot felul de chestii de care nu avem nevoie. Și care chiar sunt și nocive. Nu este alocat de către om. Cine ar aloca din masa lui monetară ca să se creeze rachete? Cine, oamenii normali? Eu vreau să mă duc peste ăla și... Așa se finanțau războaiele din trecut. Așa au început. Fără inflație nu s-ar putea finanța războaiele. Gândiți-vă chiar de pe vremea împăraților romani. Ce făceau? Am vrut să ajung. Aveau monedele. Da. Bineînțeles. Aveau monedele. Și când venea un nou împărat, el, ca să-și facă reclamă, bă, a venit un nou împărat, cred că Cezar a fost primul care și-a pus fața pe monedă. Așa își făcea ei reclamă, bă, vezi că e un nou împărat. Da. Și uite-l cum arată. Mai înțeles? Da, că populația n-avea toată populația ce să-l vadă pe Cezar. Da. Deci, cu tupeu a venit, am impresia, Cezar și-a pus. Da, deci ei, ca să financeze, ei strângeau aurul și băteau o nouă monedă cu fața... Da. E, în momentul în care băteau moneda, scădeau cantitatea de metal din monedă. Și nu mai, m-ați înțeles, făceau mai multe monede. Da, adică pentru că prima dată trebuiau soldații trebuiau să se ducă, dar nu mai aveau valoare. Ei nu mai avea valoare că punea un metal de mai slabă calitate. Așa s-a întâmplat până în 1960 și cu nichelul, cu cupru, dâncenții americani, înainte era de argint. După aceea s-a băgat cupru. Cupru, da. Pormă, și nu au bani de cupru. Au pus, da, pormă au pus mai puțin cupru și au dat un strat de nichel deasupra. Uh-huh. Sau un strat de cupru și au făcut-o de nichel. Da, da. M-ați înțeles? Deci această devalorizare a monedei, prin ea se finanțau războaiele, pentru că soldații trebuiau plătiți, trebuiau să mănânce, trebuiau să nu știu ce, și atunci finanțai chestia asta până să ajungă el acolo, să cucerească pe ăla, să ia prada, să împartă prada. Noul capital care e al nostru acum, că noi ne-am dus și ne-am riscat viața, că asta era în războaie. În războaie așa cum era. Îi motivau. Și am dat-o și mă întreb cum plăteam noi biruri pe vremuri. Deci, așa era tot o monedă. Da, dar birurile care erau plătite în trecut erau mult mai mici decât ce e acum. Dar numai departe de acum un secol și ceva la începutul secolului trecut. Credeți că erau mult mai mici? Bineînțeles, era zeciuiala. Dacă 10% știu ce vine, știu. 10%. Da, știu 10% da? Deci în America taxele erau 3, 5, maxim 10% din produsul intern brut, taxele federale. Păi așa când le măreau taxele, ieșeau revoluții. Noi acum, noi nu mai trăim decât cu 50, 40, 50, 60% din produsul intern brut ajung la stat. Deci noi când ne trezim în fiecare zi, în fiecare săptămână, noi muncim 2-3 zile pentru stat. Mai mult. Da, mai mult. Mai mult. Mai mult. Mai mult. Așa este, e mai mult. E 70-80% pe bune când adun toate taxele. Că după aceea adun TVA-ul, deși în ce rămâne net, după aceea continui să plătești. Dar e foarte simplu, vă dau un exemplu. Plus taxa de inflație. Da, vă dau un exemplu concludent a unui amic care și-a deschis acum un business de antreprenor și mi-a făcut următorul calcul pe hârtie. Mi-a spus, prima săptămână muncesc să-mi achit angajații. Da. A doua săptămână muncesc să-mi achit chiria și dările către stat, a treia săptămână marfa și ce cumpăr ca să pot să, dacă sunt o societate de alimentație și publică. Și dacă am noroc. Și dacă am noroc, ultima săptămână trac apucatul să pot să rămân cu ceva, dar cu acel ceva ce înseamnă? Să-mi acopăr din investiția inițială, că așa, aici e o problemă din ele.
Ce criză și, credeți dumneavoastră? Și că... profiturile, adică nu prea existau antreprenori pe vremea lui Adam Smith, cu 250 de ani, care să dea faliment. Pentru că acum, prin această apariția pseudo-capitalului, tot capitalul trecut se devalorizează.